Și atunci Iuda, de ce s-a spânzurat? Păi Iuda s-a spânzurat pentru că și-a dat seama cât de prost a fost în raport cu Isus. Deci Iuda avea ascendentul ăsta spiritual și într-adevăr se credea mai deștept și era mai deștept și decât Petre și decât toți ceilalți. Dar s-a crezut o clipă și peste mai inteligent decât Isus? De ce oamenii inteligenți greșesc? Nu, proștii nu trebuie marginalizați, dar trebuie folosiți. Păi să-și creangă, spunea, dom'le, dacă nu mai sunt fraier, cine mai trage ciubotele? Da, uite că aici fac excroci greșeala. Le dă proștilor nas să le dea intelectualilor în cap ca intelectualii să se vândă mai ieftin. Ăsta e jocul, mă. Nu-l pricepeți. Deci nu pentru proști e făcută chestia asta. Că proștii oricum sunt proști. Dom'le, ăștia care au creat războiul pe care l-au creat, acum nu mai pot da înapoi, că dacă dau înapoi, zice, păi stai, dom'le, că l-ai provocat și acum, mânțulești, trebuie să plătești. Și atunci o să-l pună pe Trump, care n-a vrut niciodată război, îl pune pe Trump înapoi, dar zice, nu, noi am făcut-o că a vrut poporul, că era mai bine cum am vrut noi. Și el singur mi-a recunoscut și zice, Bolten, eu de 15 ani duc oameni la tribunal. Hai, mi-ai mai spus odată, fraiere, treci peste asta. Ce, da, uite, în 15 ani n-am întâlnit încă ca șeful unei instanțe, șeful unui tribunal, să-l cheme pe un fraier. Tu știi ce mi-a zis mie șeful de tribunal? Să nu mai fac cereri la decinoce. Și cum am ajuns în birou, mi-a pus 15 cereri, 15 cole a 4 și mi-a zis, uite, fraiere, nu poți să negi, am făcut și expertize grafologică, sunt ale tale. Și zic, băi, fraiere, eu recunosc întotdeauna, dar eu le-am scris. Și care e problema ta? Nu mai fă cererilor tale. Deci nu pot, că e pâinea mea. Se vorbește prea mult legat de extraterestri, holograme văzute, filmări, Păi jumătate sateliți dintre ele le holograme. creează ei. Da, dar care e scopul? Să lovească în credință, în biserică, Nu, astfel încât omenirea să aibă dubii? lumea să se dea la o parte, să zică că e intervenția lui Dumnezeu și ei, în final, să zică, vezi, noi suntem în legătură cu Doamne, Doamne. Deci în mitologia greacă, ideea e veche. Dacă citiți cu atenție Biblia, o să vedeți că sunt doi profeți în Biblie care n-au murit. Sau cel puțin au fost luați la cer înainte de a muri, printre care unul Ilie și unul e un altul de care nu prea vorbește lumea. Înțelegi? Deci ce se întâmplă? Ăla despre care nu prea vorbește lumea și despre care, în fine, sunt multe cărți. Revenim tot așa de Paște acum și vreau să-mi spuneți semnificația celor, cred că trei momente, n-am citit Biblia, dar dacă greșesc, mă corectați, vă rog. Cele trei momente ale Mântuitorului când a avut frică, odată când s-a rugat pe munte, în pădurea Ghețimani și pe cruce. Când a spus, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Bun. N-a spus asta. Bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din Realități cu Niculescu. Astăzi filmăm mult așteptatul episodul numărul 6 cu domnul Ioan. Bună seara, domnule Ioan, și bine ați revenit. Ce faceți? Aș putea spune ca de obicei, cum de abitud, adică între agonie și extaz. Adică, într-un fel, sunt foarte mulțumit sufletește de anumite chestii, dar într-un fel sunt și supărat și disperat. În sensul că eu n-aș dori ca toată chestia asta să devină un fel de emisiune a la Elodia, adică la plus infinit, așa. Dar, mulțumesc publicului. Pentru că se pare că în felul meu, chiar și dacă spun prostii, eu mi le asum, sunt prostiile mele, deci tot ceea ce spun eu e tocmai pentru că în ziua de azi, conducătorii noștri și lumea s-a cam îmbolnăvit. Și vrea și altceva. Deci la fel ca în filozofie. Dacă toată lumea e formată din ceva și altceva, de vreo 40 de ani încoace, cel puțin în România, dacă nu cumva pe tot globul, mâncăm numai același fel de mâncare. Nu fa aia ca e când, nu fa aia, nu fa aia, nu fa aia, lasă-o dracului de șmecherie. Bă, dar noi când mai avem dreptul să facem și ce vrem noi? Că pur și simplu ne-am pierdut libertatea.
Corect, dar oare nu vă aflați în echilibru, domnule Ioan, că ați spus agonie și nu, extaz? Nu, eu sunt în dezechilibru în permanență. Ați spus că sunteți și fericit, dar și supărat. Oare nu ăsta este echilibru? Nu prea există echilibru. Și am să-i spun de ce nu există echilibru. Pentru că uite ce se întâmplă. Să presupunem că eu sunt o balanță, da? O balanță. Aici e punctul de sprijin și e brațul forței active. Societatea tot bagă greutăți aici, ca să mă ridice pe mie, să mă facă nevaloros. Înțelegi? Eu trebuie să vii și să compensezi. Și să bag gaburel, să bag prostel, să bag, mă înțelegi, ca să echilibrezi. Deci societatea în genere așa a fost creată ca să ne subestimeze pe noi. Nu vezi că și Biblia ne prostește că noi nu suntem asemeni lui Dumnezeu. Mă, dar cine dracu a spus asta? A spus-o Dumnezeu? Adică dacă Dumnezeu ne-a creat pe noi și suntem creația ultimelei zile, deci noi suntem acum ziua șasea, da? S-ar putea să fie și ziua șaptea, da? E, ce se întâmplă? Deci dacă Dumnezeu ne-a creat pe noi și am fost ultima lui creație, între timp Dumnezeu s-a prostit și pe noi ne-a creat răbuturi? Nu e adevărat, păi să cred că eu nu sunt asemenea lui Dumnezeu, mie personal mi se pare să-mi jignesc creatorul. Adică cum Dumnezeu a fost tâmpițel și m-a făcut pe mine mai fraier așa? Să mă supun cu dulapul de la Cotroceni? Să mă supun lui mai știu eu cine? Da, dar Dumnezeu ne-a lăsat și liberul arbitru. Deci, păi da, ești subestimat în momentul în care permiți lucrul acesta. Că ai și posibilitatea să nu permiți. Păi și ce fac? Că îmi sar în cap tot SPP-ul. Zice, stai domne, că nu e bine. E șeful tău. Că l-au votat majoritatea. Păi e cei care l-au votat s-au păcălit. Și eu trebuie să mă supun fraierilor că s-au păcălit? Că acum recunosc mulți că s-au păcălit. Și asta e valabil nu la România, la scară mondială. Uite-te și tu, americanii acum mai au puțin și ce să plângă. Pentru că traf nu mai e bun, trebuie băgat, arestat, grâm, grâm, grâm. Mă înțelegi că eu am impresia că ăsta e teatru, teatru pentru fraier. Mă înțelegi? De ce? Păi e bun Biden, care declara public. Uite-te, mi-au știut, mi-au scris și cui nu trebuie să răspund. Dar apropo, a fost arestat Trump sau... Da, ești tolbăr. A fost chemat un procuror care nici măcar nu e procuror. Nu știu de ce, eu am falsa impresie că e reclamă negativă lui Trump. Ca să prostească poporul și să decidă. Oricum nu mai pot întoarce roata acum. Cum? Să piardă Trump. Păi nu, păi stai puțin, că dacă nu se lasă greu, păi uite ce se întâmplă. Apropo, că aici îi dau dreptate cameramanului. Și uite că am constatat că, domne, nu numai că are bun simț, e și isteț. Că eu într-un interviu am zis că are bun simț. Nu, uite ce se întâmplă, uite cum cred eu că e cu Trump. Domne, ăștia care au creat războiul pe care l-au creat, acum nu mai pot da înapoi, că dacă dau înapoi... Zice, păi stai, domne, că l-ai provocat și acum, mă înțelegi, trebuie să plătești. Și atunci o să-l pună pe Trump, care n-a vrut niciodată război, îl pune pe Trump înapoi, dar zice, nu, noi am făcut-o ca a vrut poporul, că era mai bine cum am vrut noi. Înțelegi? Deci eu, spre exemplu, consider că războiul a fost făcut ca să moară dracului chestia asta cu masca și cu COVID-ul, cu covrigul. Deci chestia asta undeva la nivel înalt, a fost gândită, cum spune dulapul de la Cotroceni, step by step, pas cu pas. Ce stai că întâi le-o tragem cu așa, după aia ca să o uite pe aia le băgăm asta altă, deci eu am acuzat și pe Facebook că majoritatea statelor au început să practice terorism psihologic la nivel de stat. Adică ne amenințe, băi, a venit un virus, mamă, să vezi cine umoră fraierul ăsta. Mă, de ori dracului că virusii existau pe pământ înainte să existăm noi. Prima dată au fost virusii. Și în univers, prima dată a fost răul. După aia a venit Dumnezeu. Că de ce spune Eliade, dacă nu exista Dumnezeu, trebuia să-l inventăm? Da, așa e. Păi și în univers e mai mult negru decât soare. Că dacă te plimbi între doi soli, sunt câteva mii de ani lumină. Și e numai întuneric, beznă. Beznă totală. Deci, domnule, omul e făcut să gândească. Dacă nu gândește, se subordonează.
Și asta au învățat și bisericile au învățat asta. Și oamenii politici sau șmecheriși ei de pe urma bisericilor. Dom'le, nu mai gândi tu. Patronul zice, nu gândi tu. Lasă că spun eu ce trebuie să faci. Păi din momentul ăla, normal că vei înceta să mai gândești. Și în final, dacă tot nu gândești, că funcția întreține organul, nu? Cum zic ăștia, mai în caterincă, mai în serios. Fus, nu fus, vremea trece, nu? Deci dacă nu gândești, mintea nu mai gândește. Știi că dacă iei un Mercedes 99 și îl ții într-un garaj 20 de ani, ci vrei să-i dai drumul, nu mai pornește? Pentru că pur și simplu se cimentează segmenții. Lipsa de mișcare stagnează, se blochează. Și nu mai el se calează. Deci, ca o societate să funcționeze, ea trebuie să funcționeze. Bun. Banul trebuie să circule. Bun. Comerț e mama națiunii. Nu vezi că ne-au nenorocit? Toate statele lumii se bat pe resurse, pe piață de desfacere, nu pe cine să conducă. Că degeaba produci marfă. Chinezii, băi, pe chinezii eu omor, în 2 ani eu omor pe chinezi, pe toți chinezii. Nu mai cumpără nimeni marfă de la chinezi. I-ai omorit. Și ce faci după? Scap lumea de chinezi. Bine, asta am spus. Că sunt buni și ei. Sunt buni și ei. Bun, ce facem cu războiul ăsta din Ucraina? Păi nu facem nimic, oricum totul e planificat. Bun, cine îl poate opri sau cum? Păi ăsta îi oprește. Cum? Cine? Trump? Da. Totul e gândit deja. Da. Ca să nu piardă nici rusul, nici în momentul în care Trump vine la putere, se termină totul. Dar mai e o chestie. Și nu vreau să-i dau dreptate lui Putin, dar să-mi bag picioarele dacă nu fraierul are dreptate. Tot ce a distrus el, deci inclusiv centrala aia termonucleară, da? Pe aia nu e făcută de ei, e făcută pe banii lui Stalin și pe banii rușilor. Deci ăstea dintr-o dată, așa când s-au rupt de Rusia, mă înțelegi, au beneficiat de toată infrastructura pe care o crease Rusia. Păi de fapt Ucraina, au spus-o toți înaintea noastră, e un stat creat de Stalin cu japca. A luat de la noi, a luat de la polonezi, a luat de la frel și a creat un stat satelit. Și vreau să spun o chestie, dacă vrei să mă credeți bine, da, Stalin era mai terorist decât Hitler. Dar a și câștigat. Și a câștigat pentru că tehnic l-au ajutat și americanii. O să dau un alt exemplu, lucram în 470, prototip. Pe vremea comuniștilor, mamă, și să căcau ăștia, păi, că suntem cei mai tari motoriști din Europa, bă, nu văd dreacului, dar ești că voi nu știți nici aia gaze de baleaj. Ai multe negheare, și într-o zi văd o mașină cu care căreau piesele. Știi ce era? Un Ford american. Și zic, bă, da, de ce nu puneți un buceac? Ce nu, că merge bine și... Deci, fii atent, americanii au creat Ford-ul, da? Ford ăsta a fost foarte șteț. În timpul celui de-al doilea război mondial, le-au dat voie rușilor să construiască același patent. Deci să-l facă ei. Ca să facă și ei camioane, să transporte alimente, marmată, grâm, grâm. Și după război, știi cine au făcut rușii? Ni l-au vândut. Patentul pe care îl primiseră cadou de la americani, ni l-au vândut. Și așa a apărut SR-113 și SR-114. Unul era Carpaciu, și noi era Buceagu. Deci noi am plătit. Am plătit ceea ce americanii le dăduse rușilor moca. În altă ordine de idei. Toți comuniștii, că eu nu l-am iubit pe Mihai niciodată, că și Mihai este era un tântălău. Dar vreau să spun că toți comuniștii l-au acuzat pe regele Carol că și-a făcut palatul de la Peleș, printre altele, a topit și tăblițele de la Sinaia, pentru că suntem singurul popor de pe glob care aveam istoria scrisă în aur. Unii fraieri au scris-o pe papirus, vege egiptenii, unii au scris-o pe piele, nu, noi avem scrisă în aur. Și ce nu, domne, a vândut tăblițele de la Sinaia, le-a topit, le-a așa și și-a făcut, nu-i adevărat, sunt la ruși. A apărut pe Facebook, pe internet.
Deci uite că Mihai Mândrulețe a fost beneficiarul unei averi, că oricum Mihai era un tântălău. Dar până la urmă, că părerile sunt împărțite. Da. Regele Mihai. Da. A vândut țara românească și a fugit? Da, păi altfel îl împușca Stalin. Păi Stalin l-a cifelificat pe Mihai. Și singura chestie pe care a mai făcut-o a fost că l-a vândut pe mareșalul Antonescu. Mă înțelegi? Că dacă el nu făcea asta, rușii îl împușcau. Păi cum, mă, rușii și-au împușcat regele lor și nu îl împușcau pe regele nostru? Hai, mă, să fim serioși, dracu, suntem copii de grădiniță. Da. Deci rușii au... Fii atent că și aici e frumos. Rușii și-au dat seama că soldații ruși ar putea să nu-și împuște regele. Și-au angajat un pluton de unguri. Deci pe regele lor nu l-au împușcat chiar rușii. L-au împușcat ungurii. Și atunci îmi spui mie că nu l-ar fi împușcat pe regele nostru. Cum dracu să l-au împușcat ca pe murătură? Dar faza cu că ar fi intervenit regina Angliei... Nu, ei au intervenit după ce l-a lăsat Stalin să plece și l-au recunoscut. Deci, se spune la noblesse oblige, da? Păi nu putea, că era din familia lor. Carol I de Hohenzollern, deci bunicul lui Mihai era de-al lor. Că și acolo cu Hohenzollern a fost o problemă, trebuia să vină un francez. Nu știu, Anjou, nu mai am, fine, îmi scapă mie acum. Mă înțeleg? Și l-au ales pe... Da, tot așa că ăla a venit și poporul spune, zice Carol I de Hohenzollern. Și de ce îi spune Hopânțoală? Că a venit cu o valiză, mă! Deci n-a venit cu nicio avere. Da, erau rude. Și ce vrei să-mi spui tu? Că și tu te-ai plimbat între familii bune. Ce, familiile bune la necasă chiar ajută așa repede? Se ajută tot de fală. Deci, într-adevăr, lumii aia au permis, mă înțelegi, și au zis, da, domnule, e de-al nostru, cum ar veni. A, și când cu Revoluția n-a mai băgat-o și am găveștul. Să facem restituție integro, nu? Adică să dăm înapoi nobililor, dugădăm. Deci asta, să nu mă înțelegi greșit. Deci când eu spun că diftongul divide et impera, e cel mai mare diftong și cel mai puternic, în sensul că întotdeauna vei căuta, deci cei care sunt la putere nu sunt proști, vor căuta întotdeauna să creeze mici disensiuni. Pentru că aici e bătălia între curentul continuu, vezi Marconi, și curentul alternativ, vezi Tesla. O să ți se pară curios. Cu curent alternativ niciodată nu poți obții sunet. Trebuie să-l transform pe ăsta alternativ în continuu, pentru că nu merge. Dar pe continuu, la motoarele cu curent continuu n-au puterea motoarelor, deci când e vorba de putere, e mai bună alternanța decât continuitatea. De aceea și mașinile de găurit, toate le-a băgat rotopercutor, da? Pentru că el nu găurește, dar din când în când mai și găurește și asta sparge. Și dacă îi mai bagi în vârful burghiului și plăcuțe de vidia, normal spar și betonul. Uite, știi că cum faci și gol de apă, poți tăia omul în două sau poți tăia și oțelul? Da. Dacă creezi un fascicol de apă la 150 de atmosfere, spun eu că te taie instantaneu în două. Da. Dar îți dai seama ce energie trebuie să folosești ca să creezi și ce instalații, ce țevi, ce... Da, e presiune imensă. Corect. Domnule Ioan, ce se întâmplă, domne, cu Euroins până la urmă? Cu cine? Euroins. Cu, asigur, casa care a intrat în faliment. Domne, în primul rând, toată lumea vrea... E făcătură sau cum nu, vedeți? Nu, e jumate-jumate. Deci fii atent. Ce știu eu? Acum s-ar putea și eu să mai înghiți și gulgute. Deci, acum, toată lumea vrea să treacă pe calculatoare cuantice. Din mai multe motive. Spre exemplu, dacă lovești cu unde electromagnetice, distrugi orice calculator, normal îl distrugi. Dar dacă lucrezi cuantic,
Unda electromagnetică nu prea are efect asupra... Și atunci vor să treacă de la sistemul clasic, mă înțelegi, la... E, dar totodată vor să facă și un fel de reeșalonare a tuturor datoriilor. Ei vin cu o chestie destul de inteligentă, în sensul că zice că anumite datorii sunt și puțin exagerate. Și așa și e. Bun, deci până la urmă, da, toată treaba cu Euroins, cu acest faliment... E programat. De către cine? Uite ce se întâmplă. De către cei care dețin finanțele. Uite ce se întâmplă. Primii care au fost cei mai mari excroci au fost americanii. Ei au înțeles, deci America și Rusia în timpul războiului rece s-au împărțit în două metode de lucru diferite. Rusul, puterea, și se spunea era și un banc, lucru făcut de Ivan, Dândaltă și Ciocan. Nu, americanii au prins o șmecherie isteață și au recrutat și au cumpărat toate inteligențele de pe glob. Că dacă te uiți pe lista celor premiați cu Nobel, ai să vezi că jumate dintre ei sunt de fapt chinezi. Deci chinezii nu fugeau, savanții chinezi, n-au fugit din China că au vrut ei. Au fugit din China pentru că nu vreau să lucreze pentru șefii lor. Și atunci au fugit în America și au câștigat și premiul Nobel. Uite, America a cumpărat oameni, a cumpărat chiar și state întregi. Cum au făcut asta? Au mulțit banii pe piață. Deci primul amendament al Băncii Mondiale spune așa, că n-ai voie să scoți bani pe piață mai mult decât ai rezervă în aur. Pentru că practic provoci inflație. Deci tu n-ai acoperire pentru banul care îl scoți. Și a zis, nu, dumne, că noi controlăm totul, și au aruncat așa numiți narcodolari, da? Bun, ei acum... S-au prins și rușii, s-au prins și chinezii. Și au început și ei să facă același lucru. China, cu planul lor de cucerire a lumii pentru piețe de desfacere, a băgat bani pe piețe în prostie. E, s-a creat un dezechilibru enorm. Și foarte multe state sunt datoare și n-ar prea trebui să fie datoare. Și toți au devenit conștienți de chestia asta. Și acum vor să aducă lucrurile la normal. Deci odată cu revenirea asta, vă spun eu, o să vi se pară curios, foarte multe state ale lumii vor scăpa de datorii. Da. Dar vor scăpa de datorii, dar vor deveni dependenți de tehnică și de... Deci nu scapă definitiv. Deci e tot o chestie. Și vă spun eu, eu îi suspectez că, de fapt, toată chestia asta cu războiul e aranjată de când s-a întâlnit Trump cu Putin. Și când au dat afară și ei împreună, deci Rusia și cu America, au făcut o unitate de elită specială de luptători de apă în cosmos. Cu cine să se bată? Cu extraterestrii? Las-o treacă, că dacă vin extraterestrii, se împușcă și americanii și rușii. Apropo, că ați adus în discuție. Da. Au tot apărut chestii, ați văzut cu sateliții ăștia, cu holograme, cu... Iar care e scopul? Să iar să se inducă teamă la nivel global? Totul se bazează pe prostia creștinilor. Că vine Iisus să facă dreptate. Dacă citiți cu atenție Biblia, o să vedeți că sunt doi profeți în Biblie care n-au murit. Sau cel puțin au fost luați la cer înainte de a muri, printre care unul Ilie și unul e un altul de care nu prea vorbește lumea. Înțelegi? Deci ce se întâmplă? Ăla despre care nu prea vorbește lumea, și despre care, în fine, sunt multe cărți, ar fi spus printre altele că niciodată Dumnezeu nu va interveni. Și culmea, eu sunt de acord cu fraierul. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate interveni. Ce să facă Dumnezeu? Să-i omoare pe toți aia care sunt răi? Că sunt unii care chiar merită să moară. Dacă îi omoară Dumnezeu, dispare principiul binelui. Sau anulează judecata de apoi. Nu, judecata de apoi nu o face Dumnezeu, domne. Judecata de apoi o faci tu. Uite ce se întâmplă. Se spune că la sfârșitul vieții, de aceea spunea Eminescu că nu mi-e frică de moarte, ci de veșnicia ei. Spunea Eminescu, spunea asta, ei, uite ce se întâmplă. Când ajungi la sfârșitul vieții, de fapt și savanții au făcut asta un cocon, îți vin
ți se derulează prin fața ochilor tot ce ai făcut în viață. Dar nu toate, tot ce e mai important, pentru că creierul chiar înregistrează totul. Deci subconștientul înregistrează totul. Și există undeva, în momentul ți-l derulează ca în vis. Și în vreo câteva minute tu îți vezi toată viața. Și tu singur tragi concluzia dacă ai făcut mai mult bine sau mai mult rău. Și tu singur te judeci. Bun. Și atunci mor neîmpăcat. Că oricum spiritul se duce unde trebuie să se ducă. Și dacă ești rău și dacă ești bun, se duce acolo. Tot acolo se duce. Și conștiința? Conștiința rămâne veșnic și definitiv neîmpăcată că n-ai făcut ceea ce trebuia să faci. Și ăla e iadul. Și e cam etern. Dar hai să o luăm altfel. Și atât. Ceea ce spun acum e grav. Existau niște filme SF care spuneau că poți fi paladin, mă înțelegi? Deci paladin e echivalentul lui eruvin, deci un fel de pasnic între două lumi paralele, știi? De-aia gândește-te tu, înainte să fii, tu, înainte să fii, ca spermatozoid, unde ai stat? Nu cumva ai stat în biluțele lui taică-tu și eu tot acolo am stat. Deci tu ești format ca spermatozoid înainte de a fi actul sexual, da? Ca și materie. E corect? Și numai dacă spermatozoidul, dacă organismul face milioane de spermatozoidi, corect. Numai spermatozoidul care reușește să ajungă și să fecundeze ovulul, numai ăla are succes. Dar știai că și ovulul, dacă vrea, nu-i permite spermatozoidului să... să-l fecundeze. Deci e o chestie cu asentimentul. De ce eu nu prea sunt de acord cu vânzătoarele de plăceri? Pentru că ele fac un fals. Îl mint pe frate, că aoleu, ce tare ești, și nu e adevărat. Ea nu simte nicio plăcere, pentru că își inhibă plăcerea. Da, da, culmea e că ei știu. Fraierul știe și el, da, da, dacă fraierul e fraier și nu reușește să o cucerească pe alta, de-aia apelează aici, că e fraier. Nu reușește să o aburească pe o gagică pe care o iubește și o simpatizează, pentru că n-are vrăjeală, n-are cuvintele la el. Pentru că și femeia la rândul ei, exact cum ți-am mai spus și în mașină, și actul sexual are trei părți, e preludiu, e actul sexual propriu-zis, mecanic, și e postludiu. Spune-mi și mie câți dobitoși de pe lumea asta respectă măcar asta. Și îi spun nu că ne iubim. Ai pe dracu, nu te iubești, domne, te minți singur. Și atunci dacă el se minte singur, cum dracu să nu poți să-l mintă și alții? Pentru că nimeni nu te poate minți dacă ești isteț. Hai să-ți dau un alt exemplu. Au venit ăștia și au spus, domne, anumite programe pot fi virusate. Păi de ce mi-ai dat un program de căcat care poate fi virusat? Că eu am mai dat și bani pe el. Că și hackerii și ăștia care fac programe de spag, de bag, biel, de bag, așa, speculează slăbiciunile sistemului. Deci tu mi-ai vândut mie, că uite, eu am probleme acum cu tableta. Mi-a cumpărat cineva o tabletă ca să pot scrie, mă înțelegi că eu stăm pe stradă, așa, nu pot să umblu cu hârtia, cu pixul, cu dugrum, dugrum. Și atunci scrie și eu cărți cum scrie Sanda Brown. Le scriu la calculator, le dictez și fraierul le scrie. Da, corect, că nu sunt prost. Bă, acum intervine o altă chestie. Programele astea, am instalat niște programe. Programele astea, peste 2000 de cuvinte, îmi cer să-i plătesc, că mi-a tradus. Da, păi și sunt programe care nu-și cer bani. Și m-am dus acum să-mi iau și zice, noi ane n-am putut, păi de ce n-ai putut, fraiere? Păi zice, n-am wireless, păi de ce n-ai wireless? Păi că pe timpul lockdown-ului n-am mai plătit, că n-aveam nici clienți, n-aveam nici așa. Și acum cum întragi programul? Ce? Din telefonul meu, mă înțelegi, pe Bluetooth. Corect. S-a încărcat greu. Deci ei ne-au vândut nouă programe, toți electroniștii, care erau slăbuțe, că și ei s-au șmecherit pe traseu. Și acum au ajuns, spre exemplu, în Australia, știu cazul, doi hackeri au ajuns să facă cele mai tari programe antivirus. De ce? De că e bine și să fii infractor. Și încă o chestie, eu nu înțeleg de ce populația urăște infractorii.
Crezi că infractorii s-ar apuca de furat dacă oamenii le-ar respecta dorințele? Uite, eu, spre exemplu, am susținut că mi-aș face o firmă de pază, aș pune paznici numai foști infractori. Dar infractori care s-au hotărât să se lase de furat. De ce? Pentru că ăla știe toate șmecheriile. Mă crezi că mi-a cu 20 de ani un tip din Grecia, un excroc și ăla, mi-a propus să fiu pentru o bancă, să învăț cum să își asigure banca? Știai că, spre exemplu, băncile nu poți fura cu mântulești, deci toate băncile sunt securizate și din punct de vedere al wireless-ului, da? Eu nu poți să intri în wireless-ul lor decât asta cu parolă. Da. Asta da, dar... Păi vezi, toți sunt excroci, mă. Toți sunt excroci. Legat de aparițiile astea, mi se pare prea brusc că a apărut dintr-o dată apariții. Se vorbește prea mult legat de extraterestri, holograme văzute, filmări, păi sateliți holograme. Păi jumătate dintre ele le creează ei. Da, dar care e scopul? Să lovească în credință, în biserică? Nu, astfel omenirea să aibă dubii? Lumea să se dea la o parte, să zică că e intervenția lui Dumnezeu și ei, în final, să zică, vezi, noi suntem în legătură cu Doamne, Doamne. Deci în mitologia greacă, ideea e veche, în mitologia greacă, toți regii greci susțineau, ba că e fiul lui Ares, că i-a tras lui Ares la o pământeancă și el e copilul lui Ares. Ba că e fiul lui Apollo, ba că e fiul lui... Ba că Atena e sprijinită de regina Atena. Deci toți își creau relații cu o zeitate. Ca să aibă putere. Corect, ascendent moral, așa se numește. Adică ceilalți să se subordoneze. De ce se subordonează? Pentru că zice fraierul, bă, dar dacă o fi așa cum zice el, dar care are legătură cu Doamne, Doamne? Și Doamne, Doamne l-a ales pe el... ca să facă dreptate, pentru că, uite, se spunea că vine ăla. Deci totul se bazează pe ideologiile care le-am creat noi. Ai citit, spre exemplu, Dune? Alu rusul ăla, Asimov. Dune spune acolo că zeii supergalactici își extrăgeau mirodenia dintr-un vierme imens pe care ei îl prindeau. Ce e viermele ăla? E tradiția ce s-a transmis oral din moș strămoș. M-a învățat mama, capul plecat, tabia nu-l taie. Da, e corect, că niciodată nu o să mă omoare fraierul, n-o să, dacă fac ce zice el, corect? Dacă stau demn și demonstrez fraierul că eu știu mai multe ca el, nu s-ar putea fraierul să nu-mi taie capul și să mă facă consilier? A? Uite, Iliescu l-a făcut consilier până excroc. Bunicuța. A murit excrocul. De ce? Relații cu publicul ăla, golănaș, șmecherit, pac, pac. Deci, mă repet, eu chiar am scris niște versuri și am spus așa, că bătrânii spun că apa trece, mai spun că pietrele rămân. Dar altfel jocul se petrece pe scoarța globului bătrân, căci piatra, cât ar fi de tare, se macină cu încetul stând, iar peste triștea emocinare rămân tot apele curgând. Deci hai să o luăm altfel. Știai că două treimi din glob e apă? Bun. Și dacă e să o luăm că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, știi că două treimi din organismul nostru e apă? Deci uite că noi suntem precum planeta. Și avem și aceeași frecvență de lucru în care acționăm și lucrăm. Da. Știi că dacă te duci în cosmos și stai prea mult, începi să te îmbolnăvești de osteoporoză, pentru că n-a mai existent atracție, organismul nu-ți mai întărește oasele, că nu mai e nevoie. Deci iată că noi nu înțelegem. Noi nu înțelegem nici pe jumate. Acum fac o paranteză. Vine la noi în țară un tip care conduce CERN-ul, da? Știi ce e CERN-ul? Institutul ăla cu... E, și vine și declară public că ei, savanții, cei mai inteligenți savanții ai lumii, nu cunosc decât 7% din secretele Universului. Și Trump le știe pe toate, dulapul de la Cotroceni le știe pe toate, băi, toți fraierii le știu pe toate și ăla nu știe decât 7%. A?
Pe cum vine asta? Nu cineva minte? Apropo, cât folosim noi din mintea noastră? Foarte puțin. 4,5%. De ce? Pentru că nu cerem creierului. Știi că a existat un scriitor, Mark Twain a fost ăsta, care la un moment dat, când ajunsese la vârsta senectutii, era plătit, dar cu bani grei, ca să țină discursul populației. Și la un moment dat, fraierul face într-o zi la public, zice, dom'le, știți de ce voi sunteți acolo și eu sunt aici? N-a răspuns nimeni. Ce vă spun eu? Pentru că voi aveți prost obicei să gândiți o dată pe săptămână sau când sunteți în... Și eu am prost obicei să gândesc o dată pe zi. Eu scriu în bătaie de joc pe Facebook acolo o rubrică la ce te gândești, știi? Și eu am scris de vreo câteva ori. Băi, eu am prost obicei și gândesc tot timpul. Da, și culmea așa și fac. Eu caut în mintea mea să rezolv orice chestie pe care... Și câteodată ajung și să înțeleg și prostii și să înțeleg... Uite, alt exemplu. De ce excrocii sunt excroci? De ce au succes excrocii? Pentru că sunt buni psihologi. Ai văzut că știi? Deci el studiază individul, adică fraierul, și găsește breșele. Unde e mai slab? Slăbiciunile, da. Și de fapt, să știi că excrocii, a spus-o și un filozof, de multe ori fac bine individului. Pentru că își mecherește pe traseu. Adică tipul ori și ascunde și închide breșa aia, mă înțelegi? Uite, eu, spre exemplu, am susținut într-o prostie că eu sunt calul lui Făt Frumos. De ce? Orice Făt Frumos, ca să ajungă Făt Frumos, întâi trebuie să slujească la un vrăjitor sau la o vrăjitoare. Și aia îi spune, băi, după 3 ani de zile împăzești cai, după 3 ani de zile unul din cai e al tău, da? E, la sfârșit, când se termină, scoate inimile de 6 cai și le bagă într-unul. Dar pe ăla e mărțoagă. Și nimeni nu ia mărțoagă. Toți fraierii se aruncă la cai, băngoși. Nu m-a făcut frumos și ia mărțoagă. Și mărțoagă zice, nu fraiere, îmi dai un jeratic să mănânc. Deci îl și testează. De ce? Pentru că cele 7 inimi sunt cele 7 frecvențe ale luminii. Sunt piticii din alba ca zăpada. Sunt frecvențele cu care tu trebuie să lucrezi și în funcție de individ, că unii lucrează numai, spre exemplu, în infraroșu, ca vechile tău telecomenzi. Ăștia sunt cu, băi, îl bat pe fraier, dacă nu zice ca mine, îl bat pe fraier. Dacă ești inteligent și îl scoți din domeniul lui și îl pui într-o frecvență mai înaltă, mândrie nu știe să lucreze, mă înțelegi? Nu-l sperii, dar îl inhibi. Și zice, băi, stai că ăsta e posibil să fie mai bun ca mine. Și din momentul ăla... Se îndoiește deja, da. Înțelegi? Ori se subordonează, ori te evită. Deci, repet, creierul e cea mai puternică armă. Și cuvântul. De ce le sugeram eu și ce am zis? Că am vrut să intru cu japca și ai făcut și tu filmarea. Peste tine, aia. Că la un moment dat m-am și supărat. Zic, uite bă, mă ține ca gherțoiul la ușă. Mă înțeleg? Dar după aia m-am gândit, zic, nu dom'le, că are frizeria plină, a, n-am fine. Și am vrut să intru peste tine și să le spun tuturor elevilor tăi că nu e suficient numai să învețe să tundă, ci e suficient să învețe și din vrăjala ta. Pentru că clientului, în timp ce îl tungi, dugudum, 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 pac, tac, mă înțelegi? Trebuie să-l mai hrănești și sufletește, adică să-i spui și o vrăjeală mai frumoasă, chiar și dacă îl mizi, băi, să-l mizi frumos. Pentru că întreții și spiritul, că asta suntem fiecare dintre noi, suntem jumate animal și jumate spiritual. Deci dă-i Domnului ce al Domnului și dă-i Cezarului ce al Cezarului. Și atunci clientul zice, da bă, că ăla nici nu m-a pocit, m-a tuns și bine și mi-a zis și niște lucruri drăguțe, dar că mă mai duc la el, că altfel se duce dracului în altă parte. Azi, uite, spre exemplu, m-a invitat cineva, vorbesc sincer, acum nu e glumă. Ca să vezi cum la un moment dat un om al străzii poate să fie mai tare decât un om tare. Deci a venit cineva din Franța cu care eu discutasem la telefon de vreo câteva ori și a venit în Franța, dar n-a venit în Franța pentru mine, a venit pentru altceva. Dar primul care m-a căutat pe mine, că spun oamenii unde îl găsesc pe Olteanu. Și le-a zis, între arcul de triunghi și televiziune. E, uite, ăsta a venit în Franța și la prima oră
M-a găsit, nu pe mine, a găsit un om al străzii care stă undeva și l-a întrebat, dom'le, ce-i cu Olteanu, ce trebuie să apară, că e ora la care apare. Și atunci n-am mai avut răbdare și mi-a dat telefon și l-am întrebat unde ești. Dai acolo că vine în 5 minute și am venit. Și mai era cu unul după el și am vrut să-l întreb ce-i cu cățelușul ăsta după tine. Ăla era taximetristul, mă înțelegi? Dar nu puteam nici să-l jinez pe om și... În fine. Și după aia zice, dom'le, eu am treabă, dar am vrut neapărat să te cunosc, uite, plec, mântuiesc, da, bine, bine. Și zice, da, vreau neapărat, că uite, am citit pe internet, pe așa, vreau să mergem la, în, așa, la, bă, la racilor. Bă, zic, eu zic, să nu plece pe acolo, că am prea mă omor. Nu, dom'le, bine, și te invit și pe dumneavoastră, hai să mergem acolo. Și mergem și pe drum, eu zic, băi, dar nu vrei să te sucești? Zice, nu, dom'le, bine, dom'le, dacă nu vrei. Și ajungem acolo, bă, era și coadă, aoleu, se fac spume. Și omul se așează la coadă, se stă la coadă. Și am zis, nu te supăra, dar nu stau la coadă, că eu nu stau la coadă. Oi fi om al străzii, dar nu stau la coadă. Și m-am dat deoparte. Dar spun tare, zic, spune-i lui doamna, că era o doamnă, care cum se făcea o masă liberă, tălășa. Spune-i lui doamna că dacă vrea reclamă, să ne facă rost de o masă. Deci... Și care-i culmea? Ne-a făcut! Și ei au rămas la coadă. Deci pe vrăjeala mea am intrat mai repede în călciumă. Pe ce te-ai bazat? Când pe ce m-am bazat? Vrăjeala? Pe faptul că îmi spusese fraierul, deci omul că nu e, numai fraier nu e, că și lor le place reclama pe Facebook și că și-au făcut reclamă, că așa aflase la în Franța. Deci după reclama de pe TikTok. Ai făcut un abuz de putere. Vezi? Da. Cum spuneai de cei de la conducere, da. Care da, în, da, da, se da, folosesc corect. De frică, recunosc, vezi cum de la o scară la alta, fiecare la rândul recunosc nostru. Că sunt mistreci. Da. Băi, și ce era? Să stau ca fraierul la rând? La rând? Ei, și asta dacă se tot aplică din ce în ce la o scară mai mare, ăsta este efectul a ceea ce trăim acum. Corect, corect. Da, dar la un moment dat, fii atent că aici e o chestie. Ești mistreci. Fii atent. Piramida trebuie să fie echilaterală, exact cum a zis Marx. Aici în vârf e inteligența, da? Acolo sunt eu. Aici e capitalul și aici sunt relațiile, da? Ăștia cu capitalul și cu relațiile, pentru că nu m-au prostit pe mine, i-au prostit pe cei mai mulți, au acumulat capital și relații, da? Că ei sunt prieteni între ei, da? Și acum vor să mă subordoneze pe mine, dar nu pe mine neapărat, ci pe toți oamenii inteligenți, să ne vindem mai ieftin. Deci nu pentru omul de rând e făcută chestia asta, ci pentru inteligență. Pentru că inteligența e superioară și capitalului și relațiilor. Da, o spunea și la oță. Nu contează numărul fraierilor, ci să-i surprinzi. Surprindeți adversarul. Și eu practic am și dovedit-o, pentru că tot filozofii chinezi spun că nu-i puternic cel ce învinge pe alții, ci cel ce se învinge pe sine. De ce am spus eu în primul interviu că asta e penitență? Eu mă încerc pe mine cât pot. Dacă vine o bombă de-a lui Putin, știi că Putin are aproape cel mai mare puternic arsenal nuclear? Te întreb și eu, de ce dracu au făcut bombele alea? Când toate bombele alea pot să... Tu știi că vreo 15 bombe de astea nucleare așa incendiază tot pământul, s-a terminat cu toată lumea. Spune-mi și mie de ce l-au făcut. Păi ce, adică, dom'le, fii atent, se știe, cu cât trăiești mai mult în atmosferă. De ce am spus într-un interviu cu omul, i-am zis, dom'le, fii atent, deci. Care e paradoxul prostului și paradoxul omului inteligent? Că am mai spus-o asta. Dom'le, cu cât știi mai puține, cu atât necunoscutul e mai mic. Și ai, tu ai falsa impresie că ești deștept. Cu cât știi mai multe și îți dai seama... Ai, te simți mai mic. Te simți, uite-te noaptea pe cer și când vezi cât de imens e totul. Și stai puțin că tu nu vezi decât numai o zecime din cât vezi. Acum că ați adus în discuție. Da. Chiar sunt curios. Dom'le, există lumi paralele? Adică dumneavoastră să mai existați încă de nu știu câte ori... Făcând alte lucruri, în alte lumi paralele. Să spun o glumă proastă. Și noi de multe ori suntem paralel cu noi înșine. Da, majoritatea omului dă în construcție paranoic. Hai să-ți explic și de ce. De ce e paranoic? Că spun eu de ce e paranoic.
Și de asta îl și iubesc pe creator, indiferent cine ar fi el, natura sau. Dom'le, ăsta e principiul binelui. Și ăsta e principiul răului absolut. Ca să poți să existe diferență și să existe tensiune, le-a înglobat pe amândouă. Tu vei fi tu când reușești să-ți creezi al treilea punct, ego. Dar dacă ego-ul tău îl creezi cu mai multe informații de aici, devii parte din... Nu, e tot triunghi, dar nu mai e echilateral. Dacă îl plasezi aici, iarăși, că primele piramide din Egipt, mulți savani nu spun asta, n-au fost chiar triunghiuri echilaterale. Există chiar o piramidă care spune că au fost mai înalte și au fost struguiate. Baza a rezistat, dar s-au făcut, uite așa. Deci mijlocul n-a mai rezistat. Și spun eu, în toată nebunia asta, nu oamenii de jos, și oamenii de jos au avut. Știi cine au avut cei mai mult de pierdut? Oamenii de mijloc. Ăștia care sunt între bogați și săraci, pentru că pe ei a nenorocit cel mai tare, că ăștia aveau afacerile mici. Și doar tu știi personal că în timpul lockdown-ului toate firmele mici au pierdut ca la vadul surpat. De ce? Pentru că ei vor să lupă legătura asta. Să nu mai existe intermediar, să nu existe decât capul de tuti capii și fraierii. Mm-hmm. Deci, presiunea nu e pusă pe fraierii de la bază. Că dacă eu mor pe ăștia, cine mai produce? Corect. Păi, eu am spus-o că, parcă am mai povestit eu asta, că un antic în Persia l-a invitat șeful, împăratul, că au zis, ce uite, dom'le, ce am făcut eu. Făcuse el ceva pe acolo? Nu, făcuse supușii, din respect, din admirație, ca să-i câștige, n-a? Din manipulare. Da, și dar... zice, nu, dom'le, eu îl iubesc pe creator pentru că a creat totul din nimic. A fost primul care a zis asta și a zis-o înaintea creștinismului. Și de ce? Am mai spus-o, că eu suspectez pe Iisus că știa matematică în sistemul binar, dar n-a vrut să ne deschidă nouă capul, dar oricum nu-l înțelegeam. Pentru că el a desființat toate cele 10 porunci al lui Moise, da? Și le-a făcut două, în care amândouă reprezintă iubirea. Că, apropo, și asta am spus-o, că de ce s-a certat Jung cu Freud? Pentru că Jung l-a acuzat pe Freud că are numai sex în cap. Că Freud a susținut că instinctul sexual e cel mai puternic instinct. Și Freud susținea că instinctul conservării. Și am venit eu și am zis pace, pace între două dobitoace și unul și altul au dreptate. E același instinct. Pentru că de frică s-ar putea să ți-o tragi ca să naști, ca să măcar copilul tău să fie liber. Deci nu la pachet. Deci sistemul binarității e peste tot. Dar excludeți lumile paralele? Nu, pentru că ți-am spus, noi înșine suntem paraleli. Da, și hai să o luăm altfel. Venea alt savan american care a zis, cu aia sunt eu de acord, că de fapt există și antimaterie, da? Deci dacă există materie, conform bunului simț, trebuie să existe și antimaterie. Așa a susținut, Dirac. Și unul dintre savanți care era acolo de față la vrăjeală zice, păi stai domnule, noi trebuie să înțelegem că dacă există un Dirac, există și un antidirac. Și tipul zice, da. Ei, știi că în istorie savantul care l-a contrazis a devenit antidirac? Deci nu e obligatoriu ca lumea să fie de acord cu mine. Dar să găsească eu o soluție mai inteligentă. Că oricum eu nu mă înțeleg, nu mă supun. Dar vreau să văd și pe asta. Că așa, nu știu, să mă înțelegi greșit, dar toată lumea știe, toată lumea se pricepe. Băi, dacă tu știi și te pricepi, fă-o tu. Hai să vedem. Sau măcar explic-o, să vedem, poate o gândim, poate... Uite, toată lumea cere mie pe Facebook să spun cum e cu teoria unificării. Și am spus, nu pot să vă spun deocamdată că nici eu n-am definitivat textul. Pentru că am spus eu, e egal cu MC la a treia. Dar textul nu de... De ce nu l-am definitivat? Pentru că trebuie să îl spun de așa natură încât el să fie neinterpretabil. Pentru că îți dai seama că vor te... Toți adepții lui Einstein vor tăbără pe mine. Stai bă, te-ai trezit tu să fii mai deștept decât Einstein. Dar nici nu puteți să-l aduceți să fie neinterpretabil. Niciodată. Ba da.
Ba da, să nu existe. Ba da, pentru că e o problemă. Aici ai tu într-un fel dreptate. Hotărăște-te între a fi și a avea. Deci am în două, în toate limbile pământului. Etre și avoir. Sunt verbe principale. Cu ajutorul lor se creează totul. Toți cei care au impresia că ei sunt miezul din dodoașcă, îmi cer scuze pentru expresie, dar așa cred ei, că eu am, pot cumpăra. O laie, chiar poți cumpăra cu banii orice? Toată lumea zice că totul se plătește în viață. Te întreb pe tine, câți bani ai dat ca să existi? I-ai dat cumva banii lui tata al tău ca să... Deci, nu cumva ai apărut în iubire? Poate i-a dat tata lui mama. Nu cred. Nu cred. Da, glumă. Pentru că dacă îi dădea bani, maică ta s-ar fi prefăcut, dar nu te făcea pe tine. Da, nu e glumă. Și atunci dacă n-ai dat nici 5 bani pe viața ta, de ce pretinzi la fraieri? Băi, ți-am făcut un serviciu. Cotizează. De ce? Uite, am spus-o și o repet, am culmea și aprobare. Știi că m-ai întrebat în primul meu interviu cum e cu alea 7 simțuri și am zis că eu am 7, tu ai 6 și m-ai întrebat cât au cameramanii, da? Și eu am zis că au bun simț, că m-au lăsat. Acum ar trebui să tai și bunul simț, că aici nu mai am voie să fumezi, da? Dar stând de vorbă cu el, stând de vorbă cu el și discutând, mi-am dat seama că să fiu alabil. Chiar are ceva în cap. De ce? Că ne-am împun spiritual. Am lăsat dreptului, am ajuns la 6. Deci am ajuns la ziua 6, da? Păi în ziua 6 Dumnezeu l-a făcut pe om. Când a 7-a s-a odihnit. Și arunc pastila. Zic, băi, lasă-o dreptului, că măcar 20%. Drept de autor, nu? Dar... Și mi-o aruncă frumos. Da, ce frumos, mi-a plăcut. Ce da, Doamne, dar noi te-am ajutat. Cum să nu mă ajute? Păi mi-a zis cineva, zice, stai, Doamne, că te-am văzut pe un televizor de la mare, așa. Păi de ce, Doamne, m-ai pus pe televizor? Da, ce te-am văzut pe televizor. Dar apropo de ziua 7, cu Dumnezeu s-a odihnit, da. Cum ar trebui să o percepem pe asta? Adică Dumnezeu chiar avea nevoie de odihnă? Nu, ci avea nevoie să sedimenteze informațiile. Deci, iată, uite cum se face zeama de varză. Deci, bagi varza, bagi de ce trebuie acolo și după aia bagi sarea, da? Da, sarea se decantează și se duce la fund. Tu, de când în când, că altfel varza de jos iese sărată, ognădă, nu poți să o mănânci, de trebuie să o bagi la... Și aia nu este sărată. Și atunci deschizi canaua la butoi și o pitrocești, da? E... Așa e și cu mintea ta. Ei de acolo, ei de acolo, ei de acolo, ei, mă înțelegi? Dar mai e și prostii. Că mai e și de la. Și trebuie să treacă o perioadă de timp, un delta T, ca subconștientul tău să le analizeze, să le proceseze, să le... Mă înțelegi? Cum face cameramanul după ce termină interviu. Ea și decupează și mă bagă pe mine ca fraierul vârf de lance, da? Că și tu ai făcut asta, așa fiind sincer, nu? Ai tăiat anumite chestii în care am spus niște lucruri mai... Că nu poți să spui numai. Și le-ai folosit ca vârf de lance. Păi undițe, am ajuns undițe. Am ajuns să mă oprească lumea pe stradă. Mă înțeleg? Zice, dom'le, ce trebuie un om să facă excrocherie? Și am zis repede, apa aerul și fraierul. Mă înțeleg? Deci eu sunt foarte fericit într-un fel. Deci mă uit și pe Facebook. Dacă eu fac o postare... O mai fac încă vreo 5. Da, și ei sunt bandiți ca să nu o preia de la mine, să duce la sursa originală, o preia de acolo și mă taie pe mine de pe listă. Mă înțelegi? Că să fac și aici excrocherii. Deci, măi, totul e excrocherie. Și repet, dom'le, dacă nu ai termeni, hai să o luăm altfel, pe verbe. Orice timp trecut, câte sunt? Câți timp trecuți la verb sunt? Nu știu. E perfect simplu, perfect compus, da? Deci însă la a fi.
Deci trebuie să știi să plasezi, de fapt, ce înseamnă perfect simplu, ce înseamnă perfect compus. Înseamnă perfect simplu, înseamnă o acțiune trecută de prezent. Dar perfect compus înseamnă o acțiune trecută în spatele alte acțiuni trecute. De ce toți pictorii renașterii au pictat tablouri unde sunt trei domenii? De ce fraierul care e fraier e decorul și după aia mai e un geam în care se vede și de a treia dimensiune? Că noi înșine suntem ca și păpușile rusești. Vezi, rușii au fost genial în chestia asta. Deci suntem o lume într-o altă lume, într-o altă lume. Deci noi ca indivizi suntem formați dintr-o infinitate de celule, da? Da? Și trăim pe pământ care la rândul lui, pământul face parte din sistemul solar, da? Sistemul solar face parte din galaxia noastră, care are, nu știu, vreo 100 jumate de ani lumină în diametru. Și galaxia face parte din univers. Deci iată că e o lume în altă lume. Deci nu, să nu înțelegi ca universul paralele. Deci un univers în alt univers în alt univers. Și dacă toate acestea, da? Da, au paralele chestii, se multiplifică. Nu, e vorba de frecvențele în care lucrezi. Că dacă desparți lumina, o treci printr-o prismă triunghiulară, vezi, iar întoarcem la triunghi. Dar trebuie neapărat să fie triunghiulară. Nu, am știu. Ea se desparte în rogwife. Deci spectrul luminos, corect? Ăia sunt piticii din alba ca zăpada. Deci sunt componentele luminii și alba ca zăpada nu e alba ca zăpada, e lumina. Sursa. Care contravine întunericului. Deci totul e format din ceva și altceva, păi din lumină și întuneric, din femei și din bărbați. Cum spune Einstein, nu, întunericul nici nu există, există doar lipsa luminii. Corect, da. Deci, până la urmă, există întunericul sau nu? Păi cum să nu? Întunericul e mai mult decât lumina. Păi Einstein spune că există. Un soare și altul pe univers sunt mii de ani lumină. Și dacă circul cu viteza luminii și te uiți pe geam, nu vezi decât negru în fața ochilor. Dar nici nu poți să distingi informația. Deci îți dai seama că e o prostie să gândești că, mă înțelegi, poți merge cu viteza luminii. Păi nu-ți dai seama, uite, spre exemplu, primul care a susținut că pământul e rotund și albastru a fost Gilgamesh. E în Ramayana și Mahabharata, dar praierii nici n-au auzit de asta, da? Eminescu știa că le-a și tradus, a tradus vedele. Bun, acum ne întoarcem. Deci praierul spune, deci atent, spune că a fost undeva și cineva de acolo de sus i-a arătat pământul și l-a văzut că e rotund și albastru. Uite de ce am pus botul la vrăjeală. Pentru că explică ce s-a întâmplat când se înălța. Ce că a simțit că tot sângele din corp îi se scurge ca plumb în picioare. Păi ăsta e efectul pe care îl suferă toți astronauții când pleacă. Deci pur și simplu, atracția gravitațională și viteza cu care pleci, mă înțelegi, face ca tot sângele, sunt mulți care și leșină. Și el a dat exemplu cu plumbul, pentru că fraierii știau cum e cu topirea plumbului, că încă nu descoperiseră oțelul. Deci exemplu e elocvent. Și l-am crezut. Da, dar în 1550 l-ar dea par Giordano Bruno Părug. De ce? Pentru că iarăși, vezi, și aici Vaticanul îi dă vină, pentru că ascunde, el a fost anchetat și torturat. Și el a spus acolo o chestie ciudată, apropo de lumi paralele, știi? Că în univers există mai multe civilizații. Și atunci biserica a făcut o conexiune. Proștii au făcut o conexiune. Că știi, prostul dacă nu e și furtul, parcă nu e prost destul. Au zis, stai dom'le, că dacă sunt mai multe civilizații, înseamnă că sunt mai mulți Dumnezei. Și ideea asta i-a speriat. Pentru că Dumnezeu din momentul ăsta nu mai era unic. Ci erau mai mulți Dumnezei. Fiecare cu lumea lui. Cu universul lui. Dar până la urmă. Da. Dom'le, am fost pe lună în 69 sau nu? Ce anume? Am fost pe lună. Au ajuns oamenii pe lună în 69 atunci sau iarăși, uite, iarăși un studio făcut? Uite, iarăși, ți-am mai spus eu ce e, că ești isteț, nu ești prost. Dar sunt anumite chestii pe care nici eu n-aș vrea să le pun. Uite, acum risc.
și le spun. Da, au fost. Și au fost în mai multe expediții decât spun ei. Da. Într-una dintre expediții, mă îndrăgi, că bun, de-aia a fost făcut filmul. Ce se rupe la mine? Dacă au fost atunci, la cât era tehnologia de avansată, mă, de atunci până acum nu s-a mai dus deloc? Păi n-au mai vrut. Păi de ce? Păi aici e o problemă. Sau poate n-au reușit deloc și de asta. Dar nu crede odată ce ai pășit, îți dai seama curiozitatea omului. Gata, non-stop. Sau cineva te-a împiedicat. Dă-mi fii atent aici. Vă rog. Să presupune că e cum zic ei și că la Apollo alelalte mai multe au găsit o navă mamă extraterestre, ce au găsit și niște extraterestri morți pe acolo și au ajuns la concluzia că asta era de fapt navă mamă și că nava mamă a avut alte nave cu care majoritatea de acolo au prins. Dom'le, le e frică de idee, pentru că în momentul în care ei recunosc existența extraterestrilor, trebuie să recunoască și subordonarea. Pentru că atunci zice, bă, stai puțin să ne înțelegem, există ia să vorbim și noi cu extraterestri, să vedem, ei vă tolerează pe noi ca șefii noștri, că și eu aș vorbi cu extraterestri. Bă, da, chiar îl lași pe tâmpitul ăsta al Americii și pe fraierul ăla de Macron să ne conducă? Că poate eu sunt mai bun. Și dacă extraterestri ajung la concluzia că eu am dreptate. Deci ei, toată lumea își caută o legitimitate, o legitimitate, toți șefii după asta fug. O legitimitate de sus, de la Doamne, Doamne. Și acum mai nou de la extraterestri. Dar tu ești sigur că extraterestrii au vorbit cu ei? Păi uite, spre exemplu, în 45 sau 47, nu mai rețin, un președinte al Americii susține că a făcut o înțelegere cu extraterestrii. Știai asta? Se tot aud fel și fel de... Păi nu ți-am spus că revenim cu grecii, aceeași vrăjeală, altă mărie cu altă pălărie? Toți grecii susțineau că, uite, n-am știut. Deci până și Ulise spune o chestie care e ciudată. Spune că a primit aprobare, da, și să se ducă în iad și să stea de vorbă cu rudele lui care au murit. Păi nu cumva iadul e în tine? Da, e în genunchiul tău uman. Și cauți informația acolo. De ce spun, cum spun ăștia de inteligența artificială? Băi, inteligența artificială a creat-o cumva cineva artificial? Nu, e creată de oameni. Dar e creată de oameni care folosesc mai mult de creierul. Și atunci, de fapt, nu e inteligența artificială. Dar ce? E inteligență umană. Doar că telefonul și calculatorul are viteze de procesare mai mare. Și atunci nu-ți mai trebuie să iei, uite, spre exemplu, calculează tu cât e 2 la puterea 64 și ai să vezi cât îți ia. Și ție la copac îți ia vreo câteva zile. Dar calculatorul are viteze de procesare mai mare și o face repede. Și dacă... Uite, spre exemplu, la calculatorul de generația 5, știi că ne-au mințit că la Pentium, da? Și că ne-au spus că e în colaborare cu extraterestri. Păi și te-ai pus, mă, te-ai crezut asta? Dar pe undeva n-au mințit în totalitate. Pentru că anumite experiențe le-au făcut sus, în spațiu. Pentru că o să ți se pară curios, tu știi când faci un circuit de la integrat, tu știi că acolo trebuie să fie o atmosferă perfect curată? Tu știi că sunt mulți oameni care intră în... De ce acum excruci ăștia care fac procesoare? Ia câte o navă de-aia veche, o izolează din toată și fac integrate pe navă. De ce? Pentru că trebuie să creezi o atmosferă curată, impură. Într-un metru normal de aer, într-un metru cub normal de aer, sunt câteva milioane de impurități de microbi. Corect. Eu de ce nu cred că omul a ajuns pe pământ și că totul... Că n-a ajuns pe lună. Că n-a ajuns pe lună, pardon. Vine prin faptul că odată ce omul descoperă ceva, trebuie să ocupe. Așa avem noi instinctul ăsta în noi să ocupăm, da? Bun, și ce faci dacă acolo? Dacă tu ajungi în 69 și până astăzi tu nu te mai duci, nu mai trimiți un echipaj, nu doar ca fost americani sau ce faci? Ocupă luna?
Nu, dar de ce nu? De ce nu s-au mai dus după? Pentru păi și ce face? Să caute aduce metale, să caute aduce chestii. Bolovan de acolo? Păi tu-ți dai seama ce... Poate, nu știu, surse, resurse nelimitate. De n-are, ați, uite, să știi, astronomii au descoperit da? O navă care, de fapt, toate e un simplu diamant. E un planetă, pe nu știu pe unde. Păi ce faci? Te duci să o aduci aici? Păi nu-ți dai seama că e mai mare ca pământul. Nu o aduci pe toată, dar aduci fragmente prin care... Păi nu merge, nu-ți dai seama ce utilaje, n-ai ajuns încă la tehnica aia. Ce părere aveți despre civilizațiile din interiorul pământului? Știți că se tot spun că sunt fel și fel de războaie, au fost, există... Mă duci la Țambala, au fost și scări și un român a scris despre chestia asta. Ia, ce părere aveți? Și Jules Verne a speculat chestia asta. Ăsta-i sofism. Crezi o imposibilă ca să rezolve imposibilă. Uite, spre exemplu, cel care a descoperit legea pârghilor. A zis, dați-mi un punct de sprijin și mă văd pământul. Îți dau eu punctul de sprijin. Tu poți să iei o pârghie atât de lungă să muți pământul? Îți dau eu punct de sprijin. Poți să muți pământul. Deci, sunt că astea se numesc sofisme. Adică, cum e pisica lui Stromberg, da? Deci sunt oameni foarte inteligenți care au gândit niște chestii care nu pot fi. De pe exemplu, pisica lui Stromberg e o chestie care a închis o pisică într-o sursă de iradiere. Dar pisica e încă vie. Dar în final ea va muri acolo. Deci ea pe jumătate e deja moartă. Ei, te-ai gândit vreodată că majoritatea fraierilor de pe stradă sunt zombi? Ce e un zombi? Mort spiritual și... Bun, suflete moarte, gogol. De ce? Pentru că conducătorii nu ne vor deștepți, ne vor fraieri. Pentru că numai așa pot să ne pună la muncă. Și a cui e vina? A lor sau a mulții? Jumate, jumate. Vezi, la ce discutam noi la început. Ei n-ar fi acolo dacă noi n-am acceptat, dacă am avea educație. Păi da, bă, dar n-a spus și Napoleon a zis asta, că religia e făcută ca să nu le dăm în cap la conducători. Napoleon a spus asta, nu eu. Îi întreb pe juriștii lui Pește Prăjit. Cine a făcut codul civil al Franței? Și după codul civil al Franței am făcut noi codul civil, da? Vă spun eu, l-a făcut Napoleon. Păi și Napoleon era jurist? Apropo, tot spionajul modern, cine l-a creat? Un infractor. Și pe infractor cine l-a creat? S-a creat singur. Pentru că l-a marginalizat societatea și atunci el, ca să trăiască, avea două soluții. Ori moare, ori le devine la fraier superior. Și într-un fel și alt. Știați despre această teorie? Cum că mașina timpului există și din papă în papă. Deci ea, cum să zic eu, au fragmentat-o mai multe și nu știu cum, există o hartă cu locurile unde... Pentru asta am apedepsit prima dată Facebook-ul pe mine. Și că ideea care e, să duc teoria până la capăt. Și din papă în papă, fiecare știe unde se află toate componentele și spre final, când va fi finalul, acel ultim papă să le strângă, să le pună la loc și în felul acesta ei vor retrăi veșnic. Adică să o ia iarăși de la început. Mănâncă rahat. Și culmea, mie îmi plăcea rahatul. Eu am și spus într-o glumă proastă că nici rahatul nu mai era ce era altă dată. Deci mie când eram mic îmi plăcea rahatul, că nu erau prăjiturile de acum, dar mă trimitea mama la alimentare și eu mergeam cu plăcere să cumpăr rahat ca să facă prăjituri. Și făceam niște prăjituri cu cremă foarte bune. Și îmi cerea să cumpăr rahat de mai multe culori, dar numai un kil de ăla, un kil de ăla. Și eu veneam acasă, cumpăram și biscuiți și tăiam bucata de rahat în două, o băgam între doi și făceam sandwich și așa și mâncam. Dar am cumpărat și în ziua de azi rahat și nu mai e bun, că bagă prea mulți aditivi între el. Nici rahatul nu mai era ce era, nu mai e ce era odată. E, uite cum e cu mașina. Apropo de omul invizibil, nu poți face un om invizibil.
Pentru că nu mai vede. Și așa e și cu mașina timpului. Nu există așa ceva. Și timpul nici nu merge, curge înainte sau înapoi. N-are cum. Timpul e infinit și ori ești la stânga, ori ești la dreapta. Problema e alta. E cum crești tu. Dacă crezi că poți călători, poți călători și în mintea ta. Dar s-ar putea să fabulezi. Deci tu de fapt călătorești, îți imaginezi că lucrurile așa, dar lucrurile nu stau așa. Dar nici n-ai cum să le contrazici. Nu există așa ceva. Frate, am și luat o razna. Acum, nu, n-ai luat o razna. Nu, noi omenirea. Știi că se zice că în 2012, de fapt... Hai să-i spun eu o chestie. Pământul s-a terminat. Și noi, de fapt, noi nu mai existăm acum. Eu prima dată am păcit-o în școală cu asta. Ai auzit-o? Deci eu îmi cer scuze că ți-o spun. De copil mic, na, uite, chiar îi spuneam la bășcărie, vezi, eu și cu ochelarii nu sunt normal. Deci am două perechi de ochelari într-un etui. De ce fac asta? Pentru că nu-mi convine să țin două de astea în buzunar, știi? Și amândouă sunt la fel, dar ca am pățit-o. Înțelegi? Am dat 15 lei pe niște ochelari de rahat și la două luni s-au rupt. Și atunci îmi păstrez două perechi de ochelari care sunt și mai scumpi și mai buni, pentru că zic, Dumnezeu, se mai întâmplă, mi se rupe unul, ce fac? Că eu toată ziua mai butonez, mai așa, n-am, de obicei văd impecabil, dar pe telefon mai trebuie să mai pun ochelari, pentru că altfel mă forțez să văd și în final îmi forțez ochii. Și apropo, hai să spun, m-a întrebat cineva ce e ego. Uite ce se întâmplă. Când tu vezi un obiect, da? Te uiți la un obiect, știi cum se proiectează în fundul de ochi al tău, imaginea. Deci toată imaginea pe care o vezi prin ochi, da? Trece printr-o lentilă biconvexă, ca în aparatul de fotografie, da? De aceea noi și vedem lucrurile câteodată. Altfel, dacă te uiți în oglindă, deci ce înseamnă ego și alter ego? E imaginea ta și imaginea ta în oglindă. În oglindă, când te vei privi, nu te vezi așa cum ești, te vezi exact opusul. Spre exemplu, dacă ești bun, dacă ești, să zicem, înger, da? Alt. Okay. Ai un înger în tine și un drac. Tu când intri în postura de înger și te uiți la tine, te vezi drac. Și când ești drac și te uiți la tine, te vezi înger. Te autopăcălești, mă. Deci trebuie să înțelegi că tu nu ești nici înger, nici drac. Ci că unul e ego și unul e alter ego. Și atunci trebuie să-ți creezi a treia personalitate. Și ajungem la triunghi. Păi vezi, de ce spun eu despre mine că nu sunt nici Dumnezeu, nu sunt nici Iisus, nu sunt nici dracu. Sunt il separatio. Și există il separatio, o poveste, mai citiți-o. Curios, când apare il separatio, se supune și raiul și iadul. Da, e o dilema mea. Deci îl separat și e superior. Și apropo, te întreb la Ying și la Yang. Nu există o linie așa? A? Păi poate aia sunt eu. N-am voie să gândesc așa? Bun, dar vă întreb altfel. Cine a decis că linia aia este așa? Nu, eu am mai spus într-o emisiune și multă lume n-a înțeles bine și nici acum nu s-a înțeles bine. Că de fapt, dacă ești o ei în matematică binară, Ying-ul e la și Yang-ul e greșit. Deci poți să o faci așa, poți să o faci oricum, dar există o separație. E așa numită separație între oi și capre. Oile sunt oamenii cu 5 simțuri și cei cu 6 simțuri sunt capre. Ceea ce ți-am zis și la început că ești. Da. Deci fii atent cum e cu oile. Deci ești șobanul. Da. Oile, dacă una se duce în prăpastie, toate se duc după ea pentru că zice, uite, fraiera aia a găsit iarbă mai grasă și mă duc după ea. Și mor toate. Caprele nu fac prostia asta. Caprele nu merg în ciurdă. Merg fiecare pe drumul ei. Păi și cum e mai bine? Precum oile, toți pentru unul și unul pentru toți? Sau
fiecare pentru el. Asta e prostia celor, dar acum întorc la... Păi ai dat tu contextul ăsta, că se duce și moare. Sau, păi sau atunci, poate s-au dus și au tras, vin o soră ești, în pace. Și atent, hai să luăm altfel. Dacă ești oaie, îți trebuie cioban. Adică conducător, și tu nu prea accepti conducător, de-aia te-ai făcut capră. Bă, mă lași, ce dracu mă prostești? Că dacă ai fi fost oaie, ai fi acceptat să fii în continuare frizer la persoanele de lux, că câștigai foarte bine. Dar din moment ce ai vrut să-ți faci tu propria ta afacere, să fii pe picioarele tale, nu ți-a convenit că... Așa nu spui mie că n-ai coafat celebrități. Că tu singur ai recunoscut și în carte. Culmea, eu ți-am citit, mă, cartea. Da, am și noi. Ne întoarcem la... Uite, da, și am devenit capră. Da. Da, caprele sunt egocentrice, adică egoiște. Nu lasă, dacă vine alta să mănânce, ori o ia la cafteală, ori să mută ea în altă parte. Caprele nu prea stau, de-aia și... Toți marii conducători ai lumii au fost păstori de capre, nu de oi. Însă și însăși David. El în copilărie a fost un copil al nimănui și l-au găsit niște păstori, dar el păstorea capre, nu oi. Acum că vine Paștele, vreau să întreb de Iuda. Da. Știți că se spune că s-ar fi găsit testamentul lui Iuda, în care Iuda... Păi aia se spune de 50 de ani. El ar susține faptul că el e cel mai credincios dintre toți ucenicii lui Mântuitorului prin faptul că el știa că ăsta va fi rolul lui și că a trebuit să-l joace până la capăt. Nu e adevărat. E bună, brejala e bună, dar e o minciună, fii atent. Întrebare, de ce, totuși dacă el era cel mai bun, de ce s-a spânzurat fraierul? Să fie scenariul până la capăt. Nu, așa spun, eu zic ce... Deci la cina cea de taină, Iisus îi spune lui fraierul, lui Iuda, du-te și fă ce ai de făcut. Deci a dat aprobare. Acum, uite cum a gândit Iuda. Iuda se recide la mine, nu e glumă. Iuda era cel mai inteligent și cel mai cult dintre toți ucenicii lui. Deci Iuda slujise în templul sfânt. Și când s-a întâlnit cu Iisus, s-a întâlnit pentru că el, fiind printre altele și medic, era la capătul unei fete care era fiica unui înalt preot. Și Iuda a declarat că fata a murit. Și a venit Iisus și a zis culita tunii, adică n-ara maică, fata tati, și aia s-a trezit și Iuda atunci a rămas la inhibat. Și a zis, păstorule, rabunii, asta înseamnă învățător, dar tu nu te îndoiești niciodată? Ai vezi că dacă ești o luăm altfel și tu ești un fel de Iuda, că te îndoiești. Și Iisus i-a zis, nu. Și acum spune eu ce a vrut Iuda să facă, că Iuda nu era prost. Iuda a simțit că toți stăpânii lui și toți preoții l-au exclus din templul sfânt și i-au dat misiunea să... Așa? Mă înțelegi? De ce? Pentru că nu l-acceptau acolo, că se prindeau toți că e cel mai deștept. Și atunci l-au trimis cu șustă. Mă înțelegi? E, ducându-l, el a înțeles și a zis, stai că voi crea conflict între Iisus și preoți. Și Iisus ar putea să-i învingă pe preoți. Și culmea e că putea. Dar n-au vrut. Și pentru că el însuși a spus că numai dacă învingi moartea, adică trebuie să-ți învingi orice teamă. Tu știai că se spune că Duhului e frică de apă? De ce s-a întâlnit Iisus cu diavolul numai în deșert? De ce nu s-a întâlnit la Marea Neagră? Uite, invenția mea pe asta se și bazează, pe faptul că Duhului e frică de apă. Și are legătură cu combustia spontană, e o dileală. Pentru că combustia spontană există în realitate, e un fenomen sesizat de mii de ani. Art fraierii ca o torță, nu trebuie să le dai nicio bombă atomică, art fraierii singuri. Bun. Și deci, atunci Iuda, de ce s-a spânzurat? Păi Iuda s-a spânzurat pentru că și-a dat seama cât de prost a fost în raport cu Iisus.
Deci eu da, avea ascendentul ăsta spiritual și într-adevăr se credea mai deștept și era mai deștept și decât Petre și decât toți ceilalți. Dar s-a crezut o clipă și peste mai inteligent decât Iisus? Păi da, domnule, treci în partea aia și na, paranormal, adică se face o măgărie, să mă înțelegi că, uite, spre exemplu, mie mi-a făcut un test un fraier, mă înțelegi, m-am brăligat cu poliția să mă bată poliția ca să vadă el dacă mă ține cu curul la bătaie. Și nu s-a întâmplat cu el, mă înțelegi, și când m-am reîntâlnit după ani de zile, mai era capabil și să mă pupe în cur, pentru că știa că sunt mai tare psihologic ca el și s-a subordonat în prima. Deci eu am avut multe chestii astea în viață. Eu când am, apropo, eu m-am hotărât să scriu o carte, da? Și apropo, hai să fac un test, să vedem dacă lumii ar place chestia asta. Uite, chestia asta o să scrie, fie scrisă în carte. Deci fii atent aici. Ajung la Aiud, la penitenciar de maximă siguranță, da? Și pe dosarul meu scrie așa, FFFP. Băi, s-au căcat toți pe ei când au văzut dosarul meu. Așa, cine dracu-i fraierul ăsta? Adică eu. Mă, de ce ai atâtea F-uri? Pe dosar. Era cel mai mare. Și mă bagă normal. Nu pot să mă trimită la muncă cu fraierii, că îi cumpăram la snop și îi vendeam la bucată. Și mă bagă la periculoși. Și când ajung eu acolo la periculoși, vine brigadierul meu. Cine crezi că era brigadierul meu? Un fost ofițer de securitate care și împușcase nevasta pentru infidelitate. Și i-a dat ăștia 15 ani și... Era acolo la... Acum a ajuns la pârnaie, nu? Trebuia să-l folosească pe fraier. Și l-au pus brigadier. Brigadier la periculoși. Nu poți să pui pe un târtan brigadier peste periculoși. Că îl bate periculoși. Ori îl îmbră. Și vine ăsta la mine și zice, băi, Naioane... Băi, Oltene, că eram puști. Vezi că te cheamă Zvindirel. Mă uite așa la el. Bă, dar cine dracu-i Zvindirel ăsta, mă? Și păi zice, e unul care a făcut 26 de ani de pușcărie. Bă, du-te dracului, că se face 25. Zice, nu că-s Zvindirel, o excepție. A venit la pușcărie cu 2 ani, a omorât unul la Poarta Albă și te-a dat și în final a executat 26 de ani. Uite, are trai stanușe. Ce că mai are un an și se eliberează. Și zic, și ce vrea fraierul? Ce nu știu. Da, du-te până acolo. Zic, apă că mă duc. Și mă duc la Zvindirel. Și mă întâmpină Zvindirel cu o portocală în mână. Băi, portocală pe vremea lui Ceaușescu? Păi nu mâncau fraierii afară portocale. Și mi-o oferă cadou. Ia fraierii. Băi, lasă tu asta. Pe mine nu mă poți cumpăra. Și nici nu știu ce vrei tu. Stai să vedem, poate poți să te ajut, poate nu poți să te ajut. Și dacă te ajut, normal că trebuie să mă plătești. Păi zice, domnule, eu am executat 26 de ani. Zic, băi, termină cu vrăjeala asta, că mi-a zis-o fraierul ăla. Ce vrei tu, de fapt? Păi ce spune-mi și mie, cum e pe afară? Nu pot. Păi de ce nu pot? Păi pentru că eu văd viața prin ochii mei. Tu o vezi prin ochii tăi. Eu poate sunt atent la gagicuțe, la pipițe, pe cine te mai interesează alea? Te interesează astea mai purii, așa? Băi, n-avem scopuri comune. Și acum te întreb eu, chiar ești prost? Adică dacă ai reușit 26 de ani în iad și nu te-a îngenunchiat nimeni și ce-ai creat, ce ești acum? Deci, dracu, te, ce frică de o libertate, că îi cumperi pe fraier la snop și vii la bucată. Și mi-a zis, bine. Și în urmă că... Și mă trezesc că trece o lună de zile și mă cheamă milițiană. Bă, Oltene, câte lădițe ai făcut? De când ești tu aici? De 28 de zile. Și câte lădițe ai făcut? Niciuna fraiere. Băi, nebun, milițianul. Cum te ești de 28 de zile și n-ai făcut nicio lădiță? Da? Păi de ce nu faci lădiță? Pentru că eu sunt paranormal. Ce face, mă? Da, sunt paranormal. Când vreau să iau ciocanul și să dau un cui, începe cuiul să plângă. Și zice, Oltene, te rog frumos, nu mă bate că eu nu ți-am făcut nimica. Băi, vine a doua zi securistul și îmi spune, băi, Oltene, ce dracu ai făcut lui milițianul, mă, că te-a visat azi noapte. Mă, nu i-am făcut nimic, dar spune-o ce s-a întâmplat psihologic cu el. El a avut de face toată viața lui numai cu fraier. Și când a întâlnit o chestie care nu avea, el n-avea corespondent în softul lui. S-a inhibat. L-a inhibat. Ai văzut că știi?
Ai văzut că știi? Deci asta înseamnă ascendent spiritual. Dacă vrei să fii celebru, umblă pe drumuri neumblate și fă ceva care să fie numai al tău. Încalcă regulile. Pentru mine nu există nicio regulă. Am o singură regulă. Nu există nicio regulă. Revenim tot așa de Paște acum și vreau să-mi spuneți semnificația celor, cred că trei momente, n-am citit Biblia, dar dacă greșesc, mă corectați, vă rog. Cele trei momente ale Mântuitorului când a avut frică, odată când s-a rugat pe munte, în pădurea Ghețimani și pe cruce. Când a spus Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Bun. N-a spus asta. Vorbea de Ilie. Ilie e singurul proroc, cu excepția celuilalt, care s-a înălțat la cer în timpul vieții. Și Iisus știa asta. Deci el vorbea cu Ilie. Deci, dar încă o chestie, apropo, în grădina Ghețimani, știai că Iisus s-a umplut de sânge? Prin polii lui a ieșit sânge? Vezi? O să ți se pare curios, știi că am mai pățit chestia asta un condamnat la moarte din America și atunci au putut explica savanții cum e. Deci în momentul în care ești dinaintea morții, poți să mori și fără să te omore nimeni. Atât de tare îți bate inima în piept, atât de tare se creează presiune arterială și faci comoție cerebrală. Păi și ce Mântuitorul a făcut? Nu, pentru că organismul lui era perfect și atunci, fii atent ce se întâmplă, împingi tot sângele înspre vasele capilare și iese prin piele și se reglează, se micșorează presiunea. E la fel ca la cazanele de presiune, ca să nu explodeze cazanul sus, are o pârghie cu contragreutate. Că altfel explodează cazanul. Deci cumva el a evitat comoția, nu? Organismul lui. Organismul, da. Da, corect. Dar, prin faptul că a avut frica în interior. Păi tot ce o avem, dar el atunci a învins-o. Și și-a ales singur drumul. N-ai văzut că toți excruci, toți care dau în călci. Mamă, ești la o răscruce de drumuri, ești într-o cumpănă. Păi toată viața ești în cumpănă. Corect. Și odată te hotărăști. Ori cu mandea, ori cu tandea. Deci odată și odată tot trebuie să alegi. Acum hai să fim cinstiți pe partea aia. Hai să luăm și pe față. Ia, să discutăm. Să vedem. Tu nu ești convins în sinea ta că eu s-ar putea câteodată să bat și câmpii? Dar pentru că îi bat cu grație și că publicul mă vrea, zici, lasă-l de acolo, pe fraier să spună toate prostiile. Unul dintre motivele pentru care vin la tine, de fapt, sunt mai multe. Una, că te simpatizezi că încerci. Da, încerci, mai ia cu degetul. Nu știi, poate o dai kicks. Bă, da, te lupți, te zbați. A doua e pentru că eu în general nu sunt lași și nu trădez. Deci la mine e și la bine și la rău. Hai să fim sinceri. Băi, când îți spune popa la biserică... Păi cum? Ca la oi, vezi? Toți pentru unul și unul pentru toți. Băi, când îți spune popa la biserică, când îți spune pirostriile în cap, ce tu ești roaba lui și el e robul tău, da? Păi și de ce dracu nu o respectă fraierii, că și-au dat cuvântul în fața lui Dumnezeu? Cum nu mai e bine cineva să zic? Hai fraiere, că nu mai produci? Nu mai e ce ai fost? Sau el zice, hai fă că nu mai ești așa bună, că te-ai mai rămolit. Păi nu e corect, că ai jurat să fii și la bine și la rău. Înseamnă că ești pervers. Deci când te-ai dus pe un drum, băi, și dacă mergem în iad amândoi, eu tot merg de mână cu tine, fraiere. Deci vedeți că în echilibru intră și partea de capră și partea de oaie? Da, vedeți? Da, păi, da, păi da, normal, da. Normal. Asta păi, zic, unu, asta zic, echilibru. Băi, nici nu poți ajunge la șapte simțuri dacă nu treci prin șase. Corect. Păi uite, de ce e tot rău înspre bine? Că asta a zis o Guy de Maupassant, bă, ăla care a scris Bellamy și culmea, era diplomat. Un fraier. A? Un fraier. Așa, un fraier, da. E, ce se întâmplă? Deci ca să ajungi la șapte, trebuie să treci prin șase. Deci într-un fel e bine ce a zis Darwin,
că ne-a făcut pe toți mai mulți orangutani. Păi și suntem. E partea animalică din noi. Dar e și partea spirituală. Și acum știi cum zice? Că ochii văd, inima cere, conștiința nu și nu. Bă, deci în finale cum vei, dacă te... Mă, deci, doamne, problema e credința. Credința e și bună și rea. Incredibil. Pentru că pe mulți fraieri credința e o preșnă în evoluție. Că mulți aud că zice, crede și nu cerceta. Băi, băule, înțelegi semantic. Nu ți interzice nimeni. Ce a zis-o la Ciciumel? Că dacă tu ai pus botul, treaba ta. Deci Biblia însăși e un amestec de negru și alb. Deci un labirint psihologic, așa, un fel de prosteală de tot învârte. Apropo, știi cum se selectează uraniu? Pentru bomba nucleară se bagă în centrifugă. Și pentru că are densitate mare, mă înțelegi, este exact ca apa în storcătorul de fruct. Deci apa având densitate mai mare și fiind mai grea, iese... Domnul Ioan, am vorbit, nu mai știu, zilele trecute am făcut eu un live pe TikTok cu un domn foarte ok, numerolog, care afirma că, domne, numerologia n-are nicio treabă cu tarotul, ghicitul, un cărți în lună. Și el spunea cumva că e pură matematică. Totul e matematică. Da, are dreptate. Are dreptate. Dar numai dacă lucrează în sistemul binar, nu în sistemul decimal. Bun, și atunci ne putem lua după numerologie în funcție de... Nu poți ajungi tu să știi atâta matematică ca să te poți lua după numerologie. Hai să luăm altfel, fii atent de aici. Eu am declarat public că natura nu creează clone. Da? Adică ar trebui să te folosești de numerologie încât să spui omului, uite, tu ești așa, ai venit pe pământ pentru că pe partea asta ar trebui să insisti. Dar nu poți că nu știi. Au legătură sau sunt... Au legătură, dar hai să o luăm matematic. Să zicem, fii atent, deci 1 în sistemul binar e 1. 2 se scrie 1-0. 3 e 1-1. Dacă ajungem la 2 la puterea 64, sunt cârnat de un kilometru. Tu n-ai de unde să știi câți de 1 și de 0 sunt în tine, decât dacă știi al câtele ești. Păi tu poți ști al câtele ești? Deci totul e crocherie. El mai spunea, de exemplu, și de numărul de la casă. De exemplu, eu am spus am 76... Nu, asta deja e crocherie. Asta deja e crocherie. Da, adică nu. Și Pitagora a spus chestia aia, mă las-o dacă... Acum, de ce s-a făcut chestia aia cu 6? Eu aici mă refeream. Cu 6 și cu 9. Că a scos Caragiale, o glumă, că s-a dus și, de fapt, căzuse 9 și a ieșit 6, știi? Deci, dacă ei, cum s-au scris prima dată numelele matematic, de fapt, orice cifră era dată de numărul de unghiuri pe care îl face linia dreaptă. Și 9 se scria într-un fel, 6 se scria într-un fel, pentru că în cifra 6 linia dreaptă făcea 6 unghiuri și în cifra 9 făcea 9 unghiuri. Și oricum mai luau tot 9 era. Sau tot 6. Dar oamenii au simplificat scrisul, că era prea mult. Și atunci, mă înțelegi, au făcut și dacă răstori pe 6 e 9. Și dacă mai dai și în Caterinca, iese soasa în 9. Adică e 69. Deci nu trebuie să ne afecteze. Nu, domnule, tot e o speculație, dar, de fapt, și Pitagora a zis chestia asta. De la el se trage totul. Că a zis că totul e matematică și Einstein a confirmat-o. A zis că Dumnezeu nu joacă zaruri. Corect. Bun, și atunci la ce ne ajută numerologia? Adică la ce? Orientativ. Uite, dacă e să o luăm așa, s-ar putea noi nici să nu fim în anul în care suntem. Pentru că la trecerea de la calendarul grigorian la calendarul nou, sau invers, acum s-ar putea să spun o prostie, s-a făcut un calcul matematic. Anul nu e de 365 de zile. E de 364 de zile, 6 ore și nu știu câte minute. De fapt, și Revelionul nu e când îl sărbăm noi. Nu e glumă. Deci Revelionul trebuie să fie matematic la 364 de zile, de-aia se face corectura în luna februarie. Eu sunt vărsător, deci în februarie se face. Din 4 în 4 ani, februarie are 29 de zile.
Sunt alea 6 ore, că 6 ori 4 fac 24 și se face o zi. Uite, acum mai nou televiziunea, m-am trebuit că nu pot să înjur pe ăștia la Telecom, că și-au schimbat strategia. Nu mai la 30 de zile, la 29 de zile se termină creditul. Ne-au ciorlit o zi. Nu mai la 30 de zile. Da, corect. Ce se pare curios, nici procurorii nu-ți dau, nu-ți dau arest pe 31 de zile, îți dau arest pe 30 de zile. Și dacă luna are 3 și nu e, te liberează la a 3-a zi, 30-a zi. Vreau să mai avem vreo 10 minute, dar vreau să terminăm tot în nota asta religioasă, ca de Paște acum. Știți ce vă spuneam eu în mașină? Că trăim timpurile în care, și ne raportăm la România, da? În care frustrările românului pe vecinul său că o duce mai bine, îl face să susțină răul, chiar dacă el conștientizează că e răul și se folosește, îl susține pe rău ca să lovească în vecinul său să se descarce. Chestia asta o putem vedea și în momentul în care Pilat l-a condamnat pe Mântuitor, l-a condamnat și a pus poporul să aleagă între el și Baraba. Hai că mă plictisești. Asta a zis și Țuțean. Ce anume? Singurul lucru deci care... cumva se repetă, frate. Singurul înțelegi? Lucru care... Aleg răul din oftică că Mântuitorul reprezenta binele. Ceea ce se întâmplă azi. Încearcă tu să faci un bine, să te lupți cu răul de la putere, că te doboară ăștia de lângă tine, care văd că ai reușit mai mult. Dom'le, hai să luăm altfel. Deci... Și basmele populare românești spun așa. Deci luăm pe ăsta cu... Nu harap alb. Păt frumos și merele de aur. Când el, fraierul, îi bate pe aia trei zmei, îi face surcele și vine înapoi și anticipează că frate să-i vrea moartea pentru că e mai prost ca el și el pune deasupra un bolovan și pe ăla pune căciula. Nu e faptul că făt frumos sau unul dintre frații a intuit că frate să e mai lacom și mai prost ca el? Pe asta e și la jidani. Nu i-a trimis tatăl lor pe trei frați, le-a dat capital, le-a dat, băi, voi vă duceți și mulțiți banii. Și când vă întoarceți peste un an, care e cel mai bun, ăla mă moștenește. Și doi frați mai mari și-au dat seama că ăsta mic e mai deștept ca ei și s-ar putea să... Și l-au vândut ca sclav. Ca să scoate și un ban, ca să se justifice și la tasă. Uite, dom'le, au produs. Păi au produs vândându-l pe fratele lor. Ăsta, între timp, ajunge scribul faraonului. Și când îi cheamă faraonul familia, mă înțelegi? El putea să-i omoare pe toți, mă înțelegi? Și pe tasu, și pe frați. Și a lăsat povestea cum au zis-o frații, că el a murit. Deci nu, vânzarea nu-i specifică românilor. Mă, terminați mă cu prostiile astea, mă. Vânzarea e specifică tuturor. Că de ce spun eu că avea Țuțea dreptate? Avea dreptate lui mama măsii, că și el a suferit. El învinuia hiclenia, da? Viclenia, da? Păi prostul, care e singura arma prostului? Perversitatea, bârfa, viclenia. Jignirea. Păi nu, și prostul vrea și el să mănâncă și el. De ce oamenii inteligenți greșesc? Nu, proștii nu trebuie marginalizați. Dar trebuie folosiți. Păi să-și creangă, spunea. Dom'le, dacă nu mai sunt fraier, cine mai trage ciubotele? Da, da, uite că aici fac excroci greșeala. Le dă proștilor nas să le dea intelectualilor în cap ca intelectualii să se vândă mai ieftin. Ăsta e jocul, mă. Nu-l pricepeți. Deci nu pentru proști e făcută chestia asta. Că proști oricum sunt proști. Pentru creiere. Pentru că, să dau un exemplu, înțelegi? De ce atât deci? Eu o recunosc, eu, Olteanu Ion, o recunosc, că pe mine toți pușcăriașii mă respectau mai mult decât mă respectă toți fraierii acum afară. Pentru că toți aveau nevoie de mine. Eram cel mai bun la făcut cerea și aveam cea mai mare rată de reușită în instanță. Îmi spuneau oameni cu 25 de ani executați, băi, uite, mâine ți-am dat o rancă în cap, fraiere.
că nu te înghiți cu o tonă de zahăr, că ești infumurat, că ești infatuat. Păi și de ce nu o faceți, fraierilor? Pentru că e posibil să avem nevoie de tine. Deci uite, eu am pățit-o în vreo trei locuri. Mi-au spus vreo trei indivizi că n-au întâlnit în 15 ani de zile așa ceva. Deci în trei locuri mi s-a spus. Deci odată în penitenciarul Mărginene a venit un milițian la mine și era șef de escortă la tribunal. Și zice, băi, ultime, vezi că mâine mergi la tribunal. Și ce dracu' îmi spui mie, fraiere, că oricum trebuie să mă duc, că dacă nu vreau eu, tu mă duci cu japca. Dar zice, stai, bă, de ce mă duci tu vinerea la tribunal, mă? Că vinerea nu-i proces penal, nu-i proces civil, nu-i nimic. Ce nu că trebuie să te duci în audiență la președintele de tribunal? Păi tu ești frus la cap că eu n-am făcut cerere să mă duc în audiență. Ce nu te cheamă el? Bun, și am înțeles, trebuie să mă duc, că mă duci cu japca. Dar de ce dracu ai mai venit aici? Să mă anunți cu oricum știa. Îmi spuneau fraierii mâine. Ce nu, am venit să-și cer o aprobare. Opa, hai că devine interesant. Ce aprobare, fraiere? Mă lași să fiu acolo în birou? Păi de ce? Sunt și eu curios ce dracu vorbiți. Băi, te las, dar cu o singură condiție. Ciocumică. Deci eu nu o să iau bucanci și nu o să sar la bătaie, dar e posibil să folosești și termeni chiar triviali. Tu nu te amesteci în discuții. Și el singur mi-a recunoscut și zice, bă, tine, eu de 15 ani te duc cu oameni la tribunal. Hai, bă, mi-ai mai spus odată, fraiere, treci peste asta. Ce, da, uite, în 15 ani n-am întâlnit încă ca șeful unei instanțe. Șeful unui tribunal să-l cheme pe un fraier. Tu știi ce mi-a zis mie șeful de tribunal? Să nu mai fac cereri la decinoci. Și cum am ajuns în birou, mi-a pus 15 cereri, 15 cole a 4 și mi-a zis, uite, fraiere, nu poți să negi, am făcut și expertize grafologică, sunt ale tale. Și zic, băi, fraiere, eu recunosc întotdeauna, dar eu le-am scris. Și care e problema ta? Nu mai fac cereri lor tine. Deci nu pot, că e pâinea mea. Eu de-aia sunt respectat. Moneda mea de schimb. A? Moneda de schimb. Păi vezi? Vezi? Deci asta m-a ținut pe mine în viață. Altfel până acum eram oale și vâlcele. Dar această monedă de schimb, da, ai văzut, era mai mult valabilă în închisoare decât aici, corect, afară. Corect, corect, bravo, vezi că ai înțeles. Vezi că ai înțeles. De ce? Pentru că ea avea un singur scop, să fie liber. Voi credeți că sunteți liberi. O laie. Nu sunteți liberi. Eu nu sunt. Măcar bine că recunoști. Eu uite, numai eu sunt liber. Tu de ce crezi că a luat fraierul ăla atunci a zis, păi stai, dumne, Olteanu, dacă facem toți ca tine, prima că nu reușiți, numai 10% din populația globului reușesc să fac ce fac eu, restul mor pe traseu, ca spermatozoid la fecundare, da. Nu e mișto, e realitate. Pentru că sunt suflete moarte. Nici nu vor să știe, nici nu vor să cunoască. Ce las că-l prostești pe Olteanu, îmi spune el. A? Uite, îmi cere unul pe Facebook să-i spun de ce, și dacă Hitler era nebun sau sănătos la cap. Auzi, bă, ăsta vrea să-i dau definiție așa. Păi și am voie să-i spun chiar adevărul? Pentru că fraierul poate să creează vreun nou Hitler. A? Îi dau curaj lui fraierul, a? Ultima întrebare acum. Și oricum vom continua. Ce a reprezentat sărutul lui Iuda față de Iisus, când l-a pupat pe obraz? Cum o percepeți? Despărțirea. Și unul și altul știau că nu se vor mai întâlni niciodată. Și nici nu s-au mai întâlnit. Și Iuda de asta s-a spânjurat de optică, că n-a reușit ce a vrut. Deci era orgoliu. Citește jocul cu mălgele de sticlă și ai să vezi de ce mulți de genii în apogeul lor ți-au tras un cartuș în gură. Te-am mai spus eu, până și Marx ar fi recunoscut la bătrânețe și ar fi spus, proletar din toate țările, iertați-mă. De ce? Pentru că s-a mințit pe sine și i-a mințit și pe fraier. Și pentru că el a crezut o minciună. Știi când poți transmite o minciună? Când și tu o crezi. Atâta timp ce minți necredibil, nu poți transmite minciuna. Corect. Altfel nu poți transmite. Mulțumesc. Aia e cu cifra 7. Aia e cu cifra 7. Deci,
Ați făcut desen tehnic? N-ai făcut. Nicio. Deci ca să poți, desenul tehnic în limbaj internațional, ca să poți reprezenta un lucru în spațiu, își trebuie cel puțin 6 puncte de referință. Și al 7-lea e să o teleportezi, dar să o teleportezi nu material, tu transmiți ideea celuilalt. Deci trebuie să reții cu ochii minții, să-i creezi imaginea atât de credibil încât el să o recepteze. Și să o accepte. Și atunci e ca și cum i-ai însămânțat mintea cu ideea ta. Corect. Și atunci din bobul de muștar, deci în ea, crește un arbust întreg. Hai să o luăm simplu, fraierii. Băi, de ce se zice că e mărul adamic? Când acolo unde era Adam, nici nu crește, mă înțelegi, nici nu creștea un merg. Băi, lăsă-o trecuri de vrăjeală. Că în mod normal, dacă citești textul, spune că era un pom. Nu era un măr. De ce toată lumea o avea cu mărul? Am să spun eu că e o chestie curioasă. Tu știi că, spre exemplu, și eu am pus la chestia asta. Tu știi că dacii noștri credeau înaintea creștinismului în viața de apoi. Deci viața de apoi nu e ideea jidanilor, mă. Și dacii noștri au fost, deci, în timpul războiului roman și după ce ne-au cucerit pe noi, majoritatea medicilor din armata romană erau daci, pentru că erau cei mai buni medici. De ce spuneau și părinții, și atât, apropo de medicină, să nu spun o prostie cu medicii din ziua de azi, că jumate dintre ei aș împușca. Da, aș împușca! Pentru că mint! Ca să repari o boală, în primul lucru trebuie să-l repari pe om sufletește. Dacă i-ai făcut sufletul țăndări, se va îmbolnăvi de toate bolile de pe grob. Deci prima dată trebuie să vindeci sufletului. Nu mentalul. Păi și se la mea, e aceeași lucru, care mental, care... Mentalul, de la mental băi, pleacă omul și sufletul. Omul e făcut din, are două calculatoare, unul e creierul și unul e inima. Asta e marea prostie a ta în care te bazezi numai pe mental, mentalist. Nu, trebuie să băi, creierul spune totul sau nimic. Inima spune da sau nu. Când faci echilibru între ele. Oare inima nu e doar un organ care pompează sânge? Știi că și inima are propriul procesor? Și că primul în organism moare creierul, nu inima? De ce se poate face transplant de inimă, dar transplant de creier, ba? Creierul știu că nu moare. Primul moare. Eu știu că inima și e primul care se și strică. De ce făceau trepanații egiptenii? Deci prima dată regilor le scotea creierul de cap pe nas. Uite, să ținem minte, domnul Ioan, că mai avem un minut. Aia se numește trepanații. Să continuăm data viitoare, nu? Facem în episodul următor. Mulțumesc, domnule Ioan. Sărbători pascale fericite. Dragilor, sărbători pascale fericite și vouă. Nu uitați să vă abonați. Băi, mai supărat cu sărbători pascale. Bă, de 2000 de ani, de Crăciun continuare. Spunem că s-a născut Iisus. Păi și ce să zic atunci? Și de Paști spunem că a murit. Bă, nu v-ați plictisit, mă. Ce să zic atunci? Bă, dacă a înviat, e viu veșnic, spiritul e veșnic. Păi, dar și... încă n-a înviat acum, nu pot să zic Hristos a înviat. Ce să zic? Păi și ce așa fericit? 2000 de ani, în fiecare an a murit și a înviat? Și atunci ce să zic? Cum fac finalul? Ce zic? Paște fericit. Nu? Știi că și Iisus a spus asta? Paște oile mele. Paște oițele mele. Paște oițele mele, oițele noastre. Ne vedem în episodul următor cu domnul Ioan.